Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. Joi seară, suntem alături de domnul doctor Adrian Cranta. Bună seara, Adrian, mulțumesc că Bună ești seara, Olga. noi. Bună seara tuturor. Intrăm direct în subiect. Vorbim despre influența pe care o au asupra noastră anomaliile electromagnetice, climatice, despre tot ceea ce trăim astăzi, de fapt. Cum ne influențează pe noi, ca oameni, ca organisme, și cum ne influențează starea de spirit. De acord, de acord. Deci, înainte de a asculta întrebările, aș vrea să fac, să fac o specificație. Te rog. Este o vorbă care zice așa, că până să te omoare dușmanii din afară, te omori singur. Și atunci ai nevoie să ai grijă, să înțelegi cum ajungi în situația asta. Când noi vorbim despre influențele acestor câmpuri electromagnetice, acestor furtuni geoclimatice, furtuni solare, noi vorbim de o situație la care oamenii răspund în două moduri. Adică au o suferință pe două planuri. Au o influență obiectivă, adică fizic se întâmplă ceva, și au parte de o influență subiectivă, exact cum era în creangă, știi? Cade drobul de sare. Și, atenție, partea asta subiectivă se grefează pe anxietatea oamenilor. Și vine ca o anxietate, o frică, o teamă, o nesiguranță mult mai puternic decât ceea ce vine prin electrosmog, de la telefon, de la calculator, de la diverse device-uri, harp. Păi, Adriane, dacă e să fim cinstiți, această parte subiectivă este întreținută și, cum să spun, provocată foarte mult de zona de media. Pentru că atunci când nu-ți mai dau temperatura reală din termometru și ți-o dau pe aia resimțită, ce doresc? Te Eu bag în panică. îți aduce aminte în 2019, noi am făcut o emisiune care nu a putut să apară pe post. În 2019, în decembrie, sau dacă nu în 2020, în ianuarie. Războiul biologic versus războiul psihologic. Mă rog, au fost niște semne acolo. Unu, am făcut emisiunea, la jumătate ne-am trezit că nu s-a dat drumul la cameră. Îți mai aduce aminte. Da. Doi, am început să facem din nou, după care trebuia să evităm anumite lucruri pentru că nu se știa ce se va întâmpla. Ai fost nu inspirată, ghidată de Dumnezeu, adică a fost bine. Pentru că, da, emisiunea a apărut, după care a dispărut. Ca să nu mai vorbesc de sutele de emisiuni de pe 6 TV care au dispărut. Care au Da. pur și simplu șterse de pe canalul de YouTube. Da. E, când noi vorbim de războiul psihologic, pe lângă medicină, eu am făcut psihologie. Dar am făcut psihologie la modul serios, într-o perioadă când se făcea. Imediat după 90, nu exista curriculum. Și majoritatea care predau așa ceva veneau de la diverse departamente interne. Și neavând materia formată, făcută, predau ce se putea preda. Și războiul psihologic este într-adevăr o armă mult mai cruntă
decât multe altele, care vin odată, explodează, asta e, sunt daune, apoi omul ca o plantuță, începe să se revină. Se reproduce, se repopulează și asta e. Deci, când noi vorbim de această influență subiectivă, este o influență continuă care nu se termină niciodată. Te omoară frica înainte ca să te omoare ceva obiectiv. Și noi am trecut prin acești 2 ani de vacanță cu multe situații. Deci, au fost situații cu oameni care au murit de cancer, deși analizele lor erau perfecte, numai că nu se știe din ce motiv fisele au fost confundate și omul a apucat să citească, să vadă. După 2 săptămâni, era chiar mort de cancerul care scria acolo. Deci, mureau nu pentru că aveau cancer, și pentru că se greșiseră analizele. Așa că, când vă faceți analize, credeți-mă, am făcut medicină generală. Credeți-mă, am văzut ce este în sistem. Încearcă să iei să fac o față cum pot. Suntem departe de acea organizare de acum 40 de ani, 50 de ani. Departe de tot, adică nu se pune problemă. Există alte direcții, alte valori, alt mod de a prioritiza lucrurile. Alt mod de Așa a că vedea sănătatea, pentru că acum e bine să nu starea punem la sănătății o suflet afacere. când un Sănătatea doctor pentru îți spune afacere. ceva, zâmbești frumos și te gândești că ai nevoie de o a doua, o a treia, poate chiar și a patra opinie. Corect. Pentru că dacă nu facem acest lucru, pățim exact ce a pățit Avicena în experimentul pe care l-a făcut, anume a pus o cușcă și încă o cușcă. Într-o cușcă a pus un miel și într-o cușcă a pus un lup. Atâta timp când nu s-au văzut, era ok. Dar când s-au văzut, în 6 zile mielul a murit. De ce a murit? De De o frică. influență subiectivă, nu obiectivă. Deci, întâmplător, legat de acest subiect, cum ne influențează sănătatea, anomaliile electromagnetice și climatice, sunt un om care chiar am idee pentru că am studiat. Am studiat foarte mult electrofiziologie. Acum nu mai există, dar există cărți din perioada anilor 60-70 apărute în editura medicală care vorbesc despre influențele geoclimatice și influențele câmpului electromagnetic asupra stării de sănătate. Și acolo vine și dă cu dovezi o mulțime de situații în care să-ți dai seama că da, e real, dacă pui mâna, te-ai fript. Dacă bagi degetul în priză, te-ai electrocutat. Totuși, de ce este această interacțiune atât de puternică între sursele de electrosmog și om? Omul este un sistem electric, exact ca o dronă. Când o dronă traversează un spațiu unde se creează cu aceste arme antidronă câmpuri puternice de electrosmog, câmpuri parazitare și câmpuri de comandă, de control, pot să pună drona ușor și o pot confisca fără nicio problemă. Pentru că aceste câmpuri perturbă capacitatea de georientare a dronului.
A, deci cam așa se întâmplă și cu omul, da. Mult timp am vorbit despre faptul că omul este o baterie. Rămân la această idee. Dar în această seară o să vă dezvălui mai mult decât atât. Omul este ceva care se numește ampaterism, adică este un cuvânt care a apărut într-o nouă tehnologie, o nouă generație de tehnologii, care vin și punctează ceva foarte real. La ora actuală, nu mai este suficientă energie ca să poți să contracarezi energia. Ai nevoie de ceva mult mai avansat. Și noi știm că bateriile generează energie. Bateriile generează energie. Dar la ora actuală există baterii care generează informație. Și aceste baterii au o durată mare de viață. Deci, este esențial pentru noi să înțelegem că dacă vrem să supraviețuim în noua situație, avem nevoie să facem cumva să avem acces la generatoare de informație, generatoare, baterii care să genereze informație. Dacă noi înțelegem acest aspect, atunci noi înțelegem cum să facem ca energia să fie cumva convertită și pusă în slujba noastră. Cuvântul ampaterism este un cuvânt care desemnează o tehnologie nouă. Amp vine de la un cuvânt ampulă. Ampula este un vas folosit în domeniul homeopatiei. Este ca o fiolă care, într-un suport lichid, deține o informație. Amp este o prescurtare a cuvântului ampulă, iar bateris, ampateris, este de la baterie. O baterie care poate să genereze informație și să convertească toată această energie care vine către tine și poate să te afecteze, să o convertească și să stabilizeze câmpul. Deci, aceste ampaterii sunt baterii generatoare de informație cu suport solid, care au un nivel de generare a informației cu mult, mult, nu putem să măsurăm, peste aceste ampule homeopatice. Deci, pentru noi este esențial să înțelegem că tehnologia întotdeauna va apărea și o să ne oferă mijloace prin care să fim la adăpost. Deci, prima problemă noastră este această influență subiectivă. Și de aceea, noi trebuie să înțelegem că influențele subiective fac parte dintr-un
și stăm mult mai elaborat încă din perioada lui Sun Tzu. Și de aceea noi trebuie să învățăm cum să ne consolidăm sistemul electric al nostru, pentru că noi suntem o baterie. Dar în același timp, noi trebuie să ne consolidăm informația. Și de aceea, în acest sens, la ora actuală, ca suport solid, ca baterie de generare de informație, ce înseamnă generare de informație? Noi știm că suntem 4% materie. Știm că suntem 30% energie. Știm că suntem 66% informație. Deci, în situația în care noi avem pe cineva cu un nivel de conștiință ridicat, o conștiință ridicată, care mereu ne spune: ăsta este drumul tău, ăsta este drumul tău, asta este situația ta, asta este normalitatea ta, noi putem traversa fără nicio problemă zone de război informațional fără să fim afectați. Și asta este esențial. Deci, în acest sens, la toate aceste întrebări care apar și care se leagă de subiectul de astăzi, pentru că și eu m-am lovit de problema asta în anii 90, îmi puneam întrebarea: bun, apăruseră primele telefoane, dacă vă aduceți aminte, Bosch sau nu mai știu ce telefoane, erau mari de tot, erau ca niște cărămizi venite la noi. Și mă gândeam, zic, Doamne, cum să ne protejăm noi de ele? Și Valeriu Popa spunea: aveți grijă, nu stați cu telefonul în cameră, aveți grijă și dacă nu așteptați telefoane în timpul nopții, înveliți-l. Apăruse în perioada aceea acele hârtii de hârtii, foi de aluminiu. Și aceste foi de aluminiu, efectiv, ele erau capabile că atunci când înveleai telefonul, efectiv, telefonul nu mai radia, nu mai primea niciun semnal, nu mai avea nicio problemă, era perfect. Și puteai dormi lejer. E, în perioada aceea eram frământat de această poveste și mă tot gândeam, cum o să fac eu? Cum? Și datorită multor prieteni pe care Valeriu Popa îi avea, am putut să intru în legătură cu oamenii aceștia de la Viena, de la Institutul de Biocibernetică, care ei veneau dintr-un departament de stat, dintr-o perioadă când studiau războiul electronic și războiul electromagnetic. Și la un moment dat, după 90, cortina de fier a căzut, statul nu a mai finanțat departamentul și atunci ei cumva s-au privatizat. Au început să producă și să se poată sponsoriza singuri și să ducă cercetările mai departe. Și așa au ajuns să studieze și să pună multe lucruri la dispoziția oamenilor și în felul acesta oamenii să aibă câștig de cauză. Și asta a fost în 1996, Olga. Au trecut așa ca vântul. Analizele ieșeau proaste, aveam o stare de agitație, nu dormeam bine. Purtând acest aparat în fiecare zi, a fost o surpriză foarte mare pentru noi. Analizele care le-am făcut au ieșit în limite normale. Deci am îmbunătățit starea de sănătate total, din cap până în picioare. Pentru cei care vor o sănătate fără multe medicamente, fără multe tratamente, îl recomand la toată lumea. În 94 am început să fac primii pași
să intru în legătură cu ei. Pe de altă parte, studiam trei școli de Tao atunci, între care una era școala lui Mantaxia și citisem despre experimentele de la Viena pe care le făcuse cu cele trei creiere. Fabulos! Și din 96 până în prezent, suntem în 2024, deci sunt 28 de ani. 28 de ani de muncă și cercetare în domeniul respectiv. Și dacă observ, nu am vorbit niciodată despre lucrurile astea, pentru că mă gândeam, a, oamenii au deja suficiente mijloace, suficiente moduri de a se rezolva problemele acestea. Dar la un moment dat, asta a fost acum, cred că un an. Noi facem emisiuni din 2016. Deci, la un moment dat, mi-am dat seama, pentru că am văzut oameni care veneau la mine și mi-am dat seama că oamenii ăștia nu mai fac față, adică foloseau diverse device-uri de protecție, de terapii, de wellness, de stări de bine, dar nu mai făceau față, adică ele sunt ok, numai că nu mai e suficient. În momentul acela, contrar caracterului meu, pentru că eu nu sunt pentru lucrurile astea, pentru a fi comerciant, a mă interesa partea asta de vânzări, mi-am zis, eu trebuie să fac ceva pentru oamenii ăștia. La fel, în domeniul medicinei energoinformaționale, am antrenat grupuri foarte restrânse, numai oameni care lucrau în anumite sectoare și în rest m-a interesat. Dar în 2020 mi-am dat seama că vine ceva, că trebuie să ies la înaintare și să dau drumul la această medicină energoinformațională. Dar până atunci am ziceam, a, sunt atâția specialiști, ce treabă am eu? N-am nicio treabă. Care e problema? Și n-aveam, până atunci mă ocupam de Qigong. Și ziceam, da, Qigong, într-adevăr, este nevoie pentru că sunt puțini oameni care să fie și psiholog, și pedagog, și doctor, și sociolog, și sportiv, fost sportiv de performanță, și în același timp să fie un om care a învățat la mama lui Qigong-ul, adică în China, în Asia, și care să aibă un background puternic în spate, adică multă experiență, ca să poată să răspundă la întrebări și să corecteze anumite situații. Asta a fost ideea. Și asta m-a făcut să predau masiv din 90 până în 90 eram cumva underground, adică 86 până în 94 ani, da, când eram în perioada armatei, atunci am predat către statul major, către oficieri care erau interesați. Dar după am predat către oameni foarte apropiați, dar după 90 am ieșit la înaintare, pentru că era nevoie de așa ceva. Am ajutat atât de mulți chinezi să vină în țară, unii au plecat, unii au rămas, să ia bunii s-au dus, normal. Dar am căutat să fac totul ca să popularizez disciplina asta. Ei bine, în 96 am început să studiez povestea asta legată de moduri de contracarare și moduri de dezvoltare a unor sisteme care să le pui să lucreze pentru tine. Dar acum un an am început să fac public lucrul ăsta pentru că oamenii văzând foarte multe aparate care nu mai sunt suficiente, adică nu mai au suficiența aceea să facă față la ce se întâmplă, și am prieteni care zic, a, Adrian, dacă nu te-aș cunoaște, zice că și tu te ocupi de mambu geambu, că noi nu credem în așa ceva. Adică, cum să spun, ulei de șarpe, știi? Și asta m-a făcut să dau drumul la aceste răspunsuri, să încep să vorbesc despre electrofiziologie, să explic de ce acest corp electric este influențat
de un mediu electric. Când mediul electric este mai puternic, folosește diverse frecvențe sau generează anumite pattern-uri, te da peste cap. Și asta e important să înțelegem cum să facem noi să ieșim din impasul ăsta. Și da, mi-ai propus misiunea asta, mi se pare fabuloasă și trebuie să răspund la fiecare întrebare și mă simt obligat să dau soluții. Adică să dau soluții. Ce face omul este important, dar din nefericire, de multe ori nu mai este suficient. Ai nevoie cumva să suplimentezi, să mai te gândești, să vezi ce tehnologie să aplici ca să poată omul să mențină acel echilibru. O să încep cu pasul cel mai important. În creier, noi avem o zonă, hipofiză, hipocamp. Această zonă, din punct de vedere electromagnetic, al fiziologiei electrice, ea este un oscilator care are o frecvență de generare de 783 de herți. Adică frecvența Schumann. Mă înțelegeți? E bine, frecvența asta Schumann de 783 de herți este frecvența bazală, este unitatea bazală de existență informațională a noastră. Ea este o reflexie a gradului de coerență dintre structura noastră și structura mamei Pământ. Această coerență, atâta timp cât noi ne conectăm cu mama Pământ, imediat noi refacem acest oscilator intern și el pulsează această frecvență a vieții de 783. Rușii sunt foarte avansați în domeniul acesta și nu numai, dar ori de câte ori un om a fost bruiat acest, deci a fost bruiat acest generator. În momentul când a fost bruiat acest generator, el nu mai poate să genereze frecvența de 783. Și din cauza asta, corpul începe să aibă probleme. De aceea se spune că, indiferent ce vrei să faci, ai nevoie să recreezi acest câmp natural de vindecare de 783. Numai că dacă acum 40 de ani, 50 de ani, era suficient dacă aveai un device mic cu o baterie, data ca degetul, ca o pastilă de vitamina C, în prezent e bun, dar nu e suficient. Și atunci ai nevoie de un sistem care să meargă, pentru că va consuma multă energie, să meargă la priză. Și atunci ai un curent consistent, stabil, un câmp stabil, cu aceste armonici în sus și în jos față de frecvența bazală de 783. Reținem. Ori de câte ori omul începe să mediteze, se conectează cu mama Pământ, începe să psalmodieze anumite mantre, gen Om, practic, aceasta este frecvența care a fost auzită de pământeni când primii sateliți au plecat în spațiu, în apropierea Pământului, și planeta Pământ, când se rotește în acest spațiu, scoate acest sunet. Acest sunet este un sunet care generează frecvența de 783. Când eu, tu, noi, voi începem să folosim acest sunet, noi intrăm în rezonanță cu mama Pământ și dintr-o dată se deschid aceste incluze ale meridianelor și această frecvență
începe să valideze toate procesele interne și reglează ceasul. Îl trage din nou în bandă și această zonă, hipocamp, hipotalamus, începe să genereze din nou frecvența de 783. Și o să mă întreb, Adrian, când eu știu că acest ceas funcționează bine? Olga, când te simți în pielea ta, când simți că poți să faci orice, când te simți prezent aici și acum, ceasul ăsta e perfect, este sincronizat la frecvența locului în care stai. Până aici? Clar. Acum, acest ceas local funcționează exact ca ceasul calculatorului. Toate limbajele care rulează în calculator, sub limbajul de operare, că e Linux, că e Macintosh, că e Windows, nu contează. Toate au nevoie de o unitate timp, un generator, și anume frecvența bazală. Ceea ce spun acum sunt lucruri foarte secrete. Foarte secrete. Dar vreau ca toată lumea să înțeleagă ce se întâmplă. Când noi ne izolăm de pământ, când noi începem să ne deturnăm programul de somn, noi începem să sabotăm această zonă hipocamp-hipotalamus. Când noi facem lucrul acesta, homeostaza începe să scadă nivelul de homeostază. Adică acea situație în care fiecare parte din întreg reprezintă interesele întregului. Ca atunci când eram mici, unul pentru toți și toți pentru unul. Ah, da. De la nivelul ăsta, noi avem 12 nervi cranieni. Acești 12 nervi sunt nervii care poartă informația în tot sistemul. Ei sunt conectați cu această zonă importantă din creier. Ori de câte ori această zonă este afectată, acești nervi nu mai lucrează într-o sincronizare perfectă. Există totuși, așa a gândit Dumnezeu, Creatorul, cum vrei să-i spui, o forță supremă și a făcut un nerv, nervul numărul 10, nervul vag, care el funcționează ca un fel de macaj. Când eram noi mici cu tramvaiele și la orice intersecție oprea tramvaiul și, bine, atunci erau macagii, era vânzătoarea de bilete din spatele autobuzului, mă rog. E, nu mai sunt. Acum manipulantul trebuie să oprească, se duce, schimbă macazul și merge pe drumul lui. De ce nervul vag funcționează ca un macagiu? Deoarece nervul vag schimbă predominanța de la nivelul sistemului simpatic vegetativ la nivelul sistemului parasimpatic vegetativ. El este capabil să mute întreaga activitate a noastră dintr-un palier în celălalt palier. Și nervul vag este cel mai lung nerv din noi, vagus, pentru că mai este numit nervul călător. El este atât de important pentru că pleacă de la nivelul capului și coboară până la rădăcină, până în pântec, până în profunzimea organelor genitale. Nervul ăsta vag este capabil să creeze un tonus autonom care se numește tonus vagal. Acest tonus vagal este capacitatea unui om de a face față la eforturi, la provocări și la diverse acțiuni perturbatoare electromagnetice. Cu cât tonusul vagal este mai coborât,
cu atât omul este mai sensibil, mai ipohondru, dacă vrei. Să se spui, a, ipohondria se tratează prin ridicarea tonusului vagal? Da. Fantastic. Da. Acum, în sensul acesta, este o adevărată industrie în domeniul stimulării vagale. Eu însumi, pentru că mă ocup de cercetare, atât eu ca persoană, cât eu ca om care lucrează în acest institut din Viena, noi testăm foarte multe device-uri care apar în întreaga lume și observăm câteva probleme. Unu, ele lucrează, dar nu suficient. Adică nu acoperă necesitățile noastre. Doi, sunt făcute în așa fel încât corpul se obișnuiește cu ele și încetează să mai lucreze. Și asta, de fapt, este marea problemă. Și prin asta, oamenii de la institut au reușit să aibă o competență bună, pentru că atunci când au creat pisivagusul, au creat un sistem care să mereu să fie aleator, o stimulare aleatoare biologică, în așa fel încât corpul să nu se obișnuiască cu el. Și tot timpul să ai succes și reușită înaltă. Și când un om este ipohondru, tonusul acesta vagal este foarte scăzut. De aceea, tot timpul când noi avem de-a face cu oameni care pleacă în zone în care există furtuni electromagnetice sau zone în care există electrosmog puternic sau oameni care lucrează la metrou, care lucrează în căile ferate, avioane, aviație, noi îi antrenăm și îi învățăm cum să țină tonusul vagal sus, ridicat. În 93-94 antrenam piloți care zburau pe avioane supersonice. Problema lor era decolarea și problema lor era aterizarea. Iar eu îi învățam ce exerciții să facă în momentul în care avionul decolează, anume faptul că în momentul în care se apropie desprinderea avionului de sol, trebuie să strângi ușor perineul și să creezi o undă de tensiune către coloana vertebrală de la perineu către coloană și să urce energia până la nivelul capului, să o stabilizezi acolo și după ce avionul a ajuns la 300 de metri, 350 de metri, poți să cobori energia înapoi în pântec și să o stabilizezi acolo. La aterizare, la fel. De ce spun lucrul ăsta acum? Sunt tehnologii foarte vechi, dar foarte eficiente. Și au ajutat mii, zeci de mii de oameni care lucrează pe avion. Când noi relaxăm perineul și are loc decolarea, practic, sistemul acesta perianal rămâne deschis și noi pierdem câmp. Și pierdem câmp din acea zonă, azi, mâine, poimâine, acea zonă este PC, adică pubococcidian. Și această zonă este o zonă de putere pentru că această zonă este generatorul intern de electroni. De aceea, ori de câte ori e un efort, e o stare de tensiune, este o stare de forță majoră, inspiră și contractă și relaxează și contractă perineul pentru a genera electroni în interiorul tău. Și capacitatea de a genera electroni, capacitatea de a direcționa electronii în sistem și nu în afară, este asigurată prin monitorizarea cu un sistem numit PC Effect. A, deci tu vrei să spui că pubococcidianul, dacă
la decolare și la aterizare, noi nu suntem conectați cu el, noi pierdem suficientă energie în așa fel încât ajungem la depolarizare. Adică ca la baterii. S-a descărcat, s-a descărcat, s-a descărcat până s-a depolarizat, s-a schimbat polaritatea. Și atunci avem probleme. Avem probleme cu relația, cu potența, cu partea de creativitate, partea de a avea copii, virilitate. Interesant. Da, interesant. Plus că avionul traversează niște zone până la 14-17 mii de metri. Aceasta este zona numărul 1. Sunt zone mai avansate care, la care se zboară privind avioanele de cercetare, avioane de observație și zone și mai avansate la 34.000 de metri. E deja vorbim despre alte aspecte acolo. Deci, am înțeles la nivelul creierului, am înțeles la nivelul perineului. Practic, sunt cele două capete ale bateriei. În momentul în care noi începem să învățăm lucrurile acestea, învățăm că nu e o chestie mambu-jambu. Hai că nu! Vă spun la modul foarte precis, pentru că asta am făcut. Adică sunt mai bine de 35 de ani de cercetare în domeniu. De aceea, pentru mine, că unul vine și spune că s-a schimbat frecvența Schumann, că avem nu știu ce, că avem nu știu cum, că se schimbă frecvența Schumann, toată lumea se zice că e 30. Înseamnă că noi, când creierul este, lucrează sub nivelul de 30 de herți, o să doarmă. Dar el nu doarme. El doarme tot în momentul în care începe să treacă de 7-8-3 în jos, a plonzat în somn, a intrat în alfa, apoi se duce în teta, se duce în delta, în somnul paradoxal, somnul profund. Am avut un mare doctor la Târgu Mureș, care, Titus Popoviciu, care s-a ocupat de somn. Toată viața lui a studiat somnul. Am făcut multe drumuri acolo în perioada anilor 80 să învăț, să înțeleg. Și asta e important, să înțelegem fiziologia somnului, să înțelegem neurologie, să înțelegem fiziopatologie, să înțelegem electrofiziopatologie. Deci, când un om suferă de ipohondrie, adică este foarte sensibil la influența subiectivă, este mult mai mare, îți dă seama că e mult mai mare decât influența obiectivă și acesta devine un fel de nocebo, atunci pentru el black box-ul, adică PC Vortex, Whisper, e o tehnologie avansată care lucrezi cu ea după ce ai lucrat cu celelalte. Aceste tehnologii pot să-l readucă pe linia de normalitate și să nu mai fie atât de sensibil la această influență subiectivă. Când apar multe întrebări, oamenii vin cu multe întrebări, HARP, 5G, 6G, toate lucrurile acestea, toată agitația asta, nu arată decât un nivel crescut de anxietate. Întrebările, valurile de întrebări care vin, asta arată, denotă multă anxietate. Adică oameni care pun o mare greutate pe calitatea vieții lor, până o să cadă drobul ăla, nu se știe dacă va cădea în viața asta. Și atunci îi trebuie să ia măsuri. Cum rezolvă anxietatea? Un om manifestă primele semne de anxietate când trebuie să intre în examen. Sunt primele semne. Sunt semne incipiente. Cu somatizări, cu, până când ajunge în faza în care, efectiv, inima începe să ia rara, începe să ia aritmii, începe să ai tot felul de probleme. Deci,
A fi conștient de greutățile vieții tale, adică anxietăți, răutăți pe care le porți cu tine, ele vin, se așează pe tine, înseamnă a lua măsuri ca să-ți rezolvi această problemă. Și asta înseamnă, da, dacă vrei, poți să folosești teste psihologice, este ok. De fiecare dată când omul are o teamă de sănătate, adică este preocupat de sănătate, este bine să învețe primul lucru important în calea sănătății, calea armoniei, calea spiritualității, calea credinței. Primul pas este să te relaxezi. Și de aceea el vine la mine și eu îl învăț să lucreze cu pisivagusul. El ridică nivelul tonusului vagal și în măsura în care ridică, scade nivelul de anxietate. Și începe să crească, să construiască puterea în lobul frontal, construiește puterea în lobul frontal și când construiește puterea în lobul frontal, lobul stâng dominant, extraordinar! Începe să-și ia viața în mâini și să poată să facă lucrurile pe care părinții noștri, bunicii noștri le făceau lejer. Deci, ca să poți să faci lucrul ăsta, ai nevoie să lucrezi cu pisivagus, ai nevoie să lucrezi cu pisivortex. Mulți îmi spun, da, dar eu zic o mantră și se face. Oameni buni, eu, în plecările mele în Asia, am văzut maestri care scriau un fu pe o hârtie, o puneau pe un copac verde și când veneau a doua zi, copacul era uscat. Și veneau a treia zi și puneau un nou fu și copacul înverdea. Da, dar omul ăla stătuse 30 de ani în munți, muncise cu foarte mulți maestri, zi, lumină, plus noapte, fără pauze, fără distracții, fără nimic. Avea o putere colosală. Deci, e posibil, dar ai nevoie de timp ca să ajungi să fii atât de îndemânatic încât să faci salt în față, salt în spate, flic, flic, flac, salt arab și mai știu eu ce. Deci, e nevoie de timp. Așa că, până atunci, trebuie să-ți rezolvi cumva problema. Ți-ai rupt piciorul, ce faci? Costă să vindeci el, da, dar dacă nu-l menajezi, genunchiul ăla, să pui o cârză, să pui niște atele și pe omul să începi să lucrezi, să-i dai timp și resurse să se refacă, forțându-l, nu se știe dacă se va reface în 2, 3, 5 ani și cum se va reface. Deci, când ai de-a face cu o influență efectivă din afară. Simți că această influență subiectivă e mereu prezentă în viața ta, tu poți să lupți contra ei și poți să instaurezi starea de echilibru prin două tehnologii, PC Nova și PC Vortex. Rețineți, eu vă spun care este concluzia acestui institut în Viena. De ce au dezvoltat această tehnologie? Au dezvoltat pentru ca oamenii să aibă o viață lejeră în perioada asta în care trăim și să poată să se preocupe de lucrurile pentru care au venit aici. Atâta timp cât ești în acest câmp de la Pișinova, nu se poate întâmpla, nimeni nu te poate dărâma. Nici măcar 5G, 6G sau ce vreți voi. Mai ales sistemul de securitate de grad zero din timpul nopții care se creează, nu ai probleme. Deci când oamenii au frici, au preocupări, au îngrijorări, au temeri față de viitor, ei pot să lucreze cu aceste două tehnologii, PC Nova și PC Vortex. Deci, sunt situații în care
Da, un oameni au trecut prin traume, bătăi, chinuri, toate nebunile pământului. Atunci, da, putem vorbi despre un aparat care desensibilizează reacția noastră de la subconștient până la conștient la diversi trigger. Adică câmpul magnetic s-a deteriorat în ultima perioadă. Omul se gândește, câmpul magnetic s-a deteriorat în ultima perioadă. Și se nebunește cu vestea asta. Se uită media îi bombardează numai cu vestea asta. Pădurea de ozon, nu știu cum, pădurea nu știu cum, numai lucruri de genul ăsta. Oamenii ce fac? Se sensibilizează. Și atunci când tu lucrezi cu Pișinova și Pișivorte, tu dai drumul la frici. Și când începi să, pentru situații foarte grele, deocamdată n-am observat că e nevoie la majoritatea oamenilor. Sunt 3-5% care au nevoie. Da, atunci pot să își facă rost de acest sistem, acest aparat de desensibilizare și toate angoasele, toate îngrijorările se duc. Însă, când stai în acest câmp, și acum când sunt cu voi aici, eu stau în acest câmp. Am așa ceva la picioarele mele și el stă ca un păzitor. Și stă și mă păzește și mă face să mă simt bine, pentru că mă ajută să mă mențin aliniat cu pământul, cu frecvența mamei pământ. Deci, vortexul și vagusul te ajută să nu te omori singur. Înainte ca tu să te otrăvești psihic de unul singur, cu toate veștile pământului, cu toate nenorocirile pământului. Ce important! Eu am un obicei. Dimineața până în ora 7 nu mă uit pe nimic. Nici o veste, nici o știre, absolut nimic. Până în ora 7 eu fac ale mele, îmi practic anumite tehnici ale mele, mă antrenez cu diverse aparate, am grijă de mine. După ora 7 mă uit la lucrurile simple, mesaje de la familie, de la prieteni, de la... Ok. Mai târziu, da, încep să mă uit. Deja am căpătat suficientă stabilitate și încep să mă uit la celelalte. Seara, după ora 8, evit să împărtășesc orice lucru rău cu oricine ar fi, familie, prieteni, colegi, oricine ar fi. Nu mă mai interesează, nu vreau să dau drumul la așa ceva. Am grijă de mine, lucrez ale mele, împărtășesc cu familia și asta fac. Dacă eu fac lucrul ăsta și lucrez, mă antrenez cu acest vortex, acest vagus, normal că voi avea o stabilitate bună și niciodată nu îmi voi arăta vârsta. Pentru că dacă las aceste influențe subiective să vină mereu, 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 mereu către tine, păi la 20 are ca la 40, la 40 nu mai ești. Deci, esențial lucrul ăsta. Acum, o întrebare pe care am primit-o. Cum pot afecta câmpurile electromagnetice ale telefoanelor mobile și a altor dispozitive electronice starea noastră de sănătate? Încă o dată vă spun. Faptul că omul devine conștient, eu nu zic că el nu influențează, nu, nu zic așa ceva. Dar faptul că omul devine conștient de lucrul ăsta și nu face nimic altceva decât cade drobul, cade drobul, cade drobul, pur și simplu moare cu zile. Se îmbolnăvește. Ce e de făcut? Trebuie, în primul rând, să ții factorii perturbatori la distanță. Cineva mă întreabă, care e cel mai bun telefon? Care e cel mai rău telefon? Nu contează. Da, sunt unele, te prăjesc. Dar sunt acolo, făcute la mama lor, unde
Oamenii sunt la distanțe mari unii față de ceilalți. Și atunci, tu știi, wireless-ul l-am deconectat, am deconectat tot în casă, telefoanele mi le-am pus pe undeva într-o cutie, departe de mine, nu în cameră cu mine, am ceas, care sună dimineața, dar în momentul în care începi să ai grijă de natura ta electrică și să nu mai ai factori perturbatori, efectiv începi să câștigi somn. Da, sunt preocupat de somn, pentru că așa cum am spus acum mulți ani în primul episod din serialul cele 101 medicamente ale Shaolinului, 108 învățături, prima învățătură a lor este somnul. Și noi, în societatea actuală, trebuie să avem în minte lucrul ăsta și trebuie să ne gândim cum să ne măsurăm somnul. Lucrul acesta este simplu, un ceas. Un ceas pus pe mână, poate fi mai pricopsit, poate fi mai puțin pricopsit, nu contează. Contează să meargă bine și să-ți poți monitoriza somnul. Și ceasul ăsta o să-ți dea punctaj. Poate fi ceva UPI, de exemplu, poate fi ceva, nu contează. Sunt și ceasul bun. Dar își faci punctajul. Și ce am observat? Am observat că un om care mănâncă seara după 7, punctajul lui a coborât de start sub 80. Un om care începe să se agite seara la telefon, să împrăștie tot gunoiul de peste zi informațional, a scăzut deja sub 70. Un om care se ceartă seara, mănâncă dulciuri, bea, fumează, cafele și alte nebunii, scorul lui s-a dus și mai jos, 50. Un om care se otrăvește singur seara, cade drog, ăla îmi face rău, ăla nu știu cum, aolo, aolo, toată lumea îmi vrea rău. Scorul lui se duce sub 40. Când au un scor la sub 40, nu mai ai o coerență mentală bună. Nu poți să mai relaționezi corect cu realitatea prezentă. Vei construi o bulă de realitate, o realitate personală, care și cu care vei intra mereu în conflict cu oamenii, pentru că oamenii sunt, într-o măsură mai mare sau mai mică, mult mai conectați la realitatea prezentă. Și cumva vei tinde să te izolezi. Și acesta este pasul pe care nu trebuie să-l faci. Trebuie să cer puterea lui Dumnezeu, Doamne, dăm putere să-mi revin, dăm putere să înțeleg cum am ajuns în situația asta, să cred că oricine apare lângă mine îmi dă în cap și dăm putere să mă întorc la viața reală. Și încep să pui ordine. La cât mă culcam? La două noaptea. Hai, frate, hai să o trag înapoi. Un sfert de oră trag, o jumătate de oră fiecare săptămână. Trag, 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 ai ajuns la 10, 9 jumate. Hai că nu e rău. Vrei performanță, 8 jumate. Ca Federer, ca Ronaldo și mulți alții. Brian Johnson. Vrei performanță. E o viață cât de cât normală, sănătoasă, 9 jumate, 10, gata, tragi pe dreapta. Dacă bei multă apă seara, dacă bei tot felul de excitante, la fel, mai faci și un sec pe la 12 noaptea, e la 30 de unități instant. Și atunci, cum să se poată regenera corpul? Pentru că ai nevoie de resurse. Adică ai nevoie de peste 90-95 de puncte ca să înceapă corpul să se regenereze. Altfel este pe consum. Am înțeles. Deci, telefoanele mobile, dispozitive electrice, electronice, care afectează starea noastră de sănătate. Da. Deci, este important să înțelegeți. Pasul 1. Toți perturbatorii să nu urc la distanță. Pasul 2. Pișinova, da drumul, activat exact în camera în care dorm. Pișii Vortex lucra seara pentru a descărca câmpul electric, a scădea câmpul electric la nivelul amigdalelor,
Și în felul acesta nu mai ești în acel sindrom de mușcă sau fugi, luptă sau fugi. Ah. Și pentru cei care sunt, aoleo, 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 pisivagos. Nu înseamnă că pisivagos este numai pentru genul ăsta de oameni. Nu, eu folosesc pisivagos și seara, și dimineața. Îl folosesc, simt nevoia să-l folosesc. Și sunt totuși un om care sunt conștient de multe lucruri. Și am de-a face cu foarte mulți oameni, din multe pături sociale. Și nu întotdeauna. E adevărat că banii nu țin loc de creier, dar sunt și oameni care au posibilități, au bani și vin să învețe. Ei vor acum să aibă o viață sănătoasă. Să nu fie o povară pe capul copiilor. Să nu ajungă la azil. Să nu ajungă în situația să nu mai poată să își facă toaleta. Am înțeles. O altă întrebare frumoasă. Există vreo legătură între punerea la radiațiile electromagnetice și riscul de apariție a cancerului? Așa cum am spus, organizarea materiei se face prin intermediul energiei care se subordonează informației. Dacă activitatea electrică, această coerență electrică din sistemul nostru, sistemul acesta viu al corpului, este perturbată de altă activitate electrică, atunci încep să apară probleme. Și, în acest sens, ai nevoie să reîntărești liniile de putere. 1. Trebuie să scapi, pe de o parte, de influența subiectivă cu ajutorul tehnologiei PC Vagus sau PC Vortex și, dacă vrei mai mult și ai stăpânit deja tehnologiile de bază și tehnologiile secundare, poți să lucrezi cu PC Whisper. Ăsta recrează întreaga arhitectură neuronală. Arhitectură de putere și informație. O ierarhizează din nou. Adică poți să faci ceea ce fac alții în 40 de ani de meditație. Nu e pentru oricine. Trebuie niște condiții speciale. Cum pot influența fluctuațiile geomagnetice? Ce frumos! Starea noastră de sănătate mentală și emoțională. Radiații geomagnetice, radiații geopatogene, care apar în fricțiunea plăcilor tectonice, curenții teluriți, pânzele freatice ale apelor, oameni care își construiesc case deasupra unei pânze freatice. Normal că nu e bine. Oameni care nu țin cont de arhitectura sanitară, arhitectura țevilor de apă în casă. Trece pe sub pat, trece pe sub... Nu contează. Important este să fac economie. Oamenii ăștia își sacrifică sănătatea. Deci, torsiunile tectonice generează unde geopatogene, cum ar fi undele Hartmann, Watercross, Lake Cross, St. George's Cross. Toate aceste unde pot fi ținute la distanță într-o tehnologie simplă, PC Nova. În timpul nopții, puteți să securizați, să intrați în securitate de gradul 0, în sensul că este o antenă care se pune sub saltea, în jurul patului. Și atunci puterea crește foarte mult. Și întrebarea este, de ce în timpul nopții? Păi în timpul nopții, din 5 pături atmosferice, trei se dezactivează, se inactivează, se rămân doar două. Ah, sunt niște câmpuri, da, niște fronturi, niște câmpuri care învelesc pământul. Și atunci tu poți să lucrezi dacă vrei, dar el este suficient de puternic și n-ai... Totuși, ține de fiecare. Dacă vrea să încerce, e ok.
Ce efecte pot avea schimbările climatice asupra frecvenței și intensității bolilor respiratorii și alergiilor? Dacă noi, pe de o parte, lucrăm asupra influențelor subiective, lucrând cu ridicarea tonusului vagal, adică pisivagus. Când noi lucrăm cu ridicarea tonusului vagal, noi nu mai suntem atât de sensibili. Meteosensibilitate și multe altele care apar și au o influență asupra sistemului respirator, asupra sistemului cardiorespirator și asupra alergiilor. Când alergiile cresc, când energia celulară scade, când alergiile cresc, când energia informațională scade. Pe de-o parte putem să facem față la influențele subiective, ridicând tonusul vagal cu ajutorul lui pisivagus, și pe de altă parte trebuie să ridicăm nivelul de energie celulară, adică la nivel mitocondrial și la nivel endocrin, să ridicăm energia glandelor, ca să poată să facă față, să susțină homeostaza. Și asta se face prin activatorul celular. Alergiile, o să vă spun un secret. Oamenii sunt cu atât mai sensibili la aceste alergii, cu cât ei au de-a face mai mult la grupul umboresc, sub diverse forme, și împreună cu lactate și zahăr. Dacă ei mănâncă temperat lucrurile astea, sau dacă nu se poate, nici temperat le evită, atunci vor vedea că baza alergiilor pur și simplu scade. Sensibilitatea lor scade. Reacția histaminelor se normalizează. Există vreo legătură între poluarea aerului și creșterea afecțiunilor cardiovasculare? Da! Cel mai poluat aer este aerul din casa unde există sisteme de aer condiționat. Nivelul de infestare e de 500 de ori mai mare decât în alte părți. Dar de ce? Pentru că, în mod normal, dacă te uiți în cartea tehnică sau atunci când au început să intre aceste aere condiționate la noi, își spunea la 2-3 zile trebuie să cureți partea de intrare și ieșire a duzelor de aer. La o săptămână, maxim. Dar oamenii nu mai fac treaba asta. Urmă au apărut termopanele, care închid perfect. Acum, deja, sunt termopane care au respirație. Adică, poziționarea mânerului, o să-l poziționez să închidă ermetic, sau la 45 de grade, el are sistem în care respiră. S-a închis, nu intră praful, dar respiră camera. Ce-i de făcut în situația asta? Datorită faptului că calitatea aerului scade, nivelul de ion, nivelul de electron scade, scade și nivelul de energie și nivelul tonusului vagal. Și atunci, dacă lucrezi cu aceste două sisteme, pisivagus și activatorul celular, în 2-3 luni, ușor, ușor, ținând cont de stilul de viață, reglarea stilului de viață, întotdeauna se merge pe ideea care este cauza și trebuie să remediezi acea cauză. Și atunci vei vedea că rezultatele sunt uluitor de bune. Deci așa va să zică, da. Cum pot condițiile meteo extreme, precum furtunile și valurile de căldură, să afecteze sănătatea populației? Păi, ele au un efect asupra câmpului electromagnetic extern. Și acest câmp electromagnetic ne influențează pe noi.
De aceea se spune că sunt zone în Elveția unde odată pe an, pentru o lună de zile, toți locuitorii pleacă de acasă. Se duc la rudă, se duc în concediu, se duc în alte părți, pentru că în zona respectivă sunt acele furtuni electromagnetice care creează stări de nervozitate, stări de disconfort, stări de dezorientare, de depresie, de anxietate, stimă de sine scăzută și multă agresivitate. Și decât să se omoare între ei, să se bată între ei, au învățat de sute de ani, știu. A venit perioada haz, gata, mergem în concediu, mergem la munte, mergem la mare, mergem unde vedem cu ochii. Și atunci ai nevoie, unu, să securizezi câmpul în care stai, adică cu Pișinova, doi, să ridici nivelul tonusului vagal cu Pisivagus și, opțional, dacă vrei să fii strong sau ai lucruri pe care trebuie să le faci, ai responsabilitate mare și cumva trebuie să lupți, reprezint interesele unui grup, unei mulțimi, unui oraș, atunci activatorul celular. Care sunt modalitățile prin care putem să ne protejăm sănătatea împotriva efectelor negative ale anomaliilor electromagnetice și climatice? Este simplu. Întrebarea este foarte complexă, dar răspunsul e atât de simplu. Când eram mic, stăteam la țară într-o casă de chirpici. Doamne, și era un somn atât de adânc, atât de profund, că pe multe, acum când vin la mine și le spun, bă, oameni buni, faceți, fraților, casă, ori de cărămidă, ori și mai bine, chirpici. Se uită la mine, pa, mă jignesc. Nu. Mergeți undeva unde găsiți casa sa și dormiți acolo o noapte, două, trei și vedeți cum vă simțiți. După un timp mă trezesc cu ei. Am făcut! Extraordinar, domnule, extraordinar! Dar nu mi-e rușine! Și mi-am luat toți prietenii și i-am invitat să doarmă. Dar nu mai scot afară. Ah, deci am avut dreptate, da. Dar se presupune că nu ai această posibilitate sau nu ai această opțiune. Ce poți să faci ca să ai o sănătate bună și să te simți bine ca atunci când dormeai într-o casă de chirpiți? Pișinova, el este specializat fix pentru aceste situații. Reținem. Ceea ce vă spun sunt soluții. Ce ne dă fiecare să facă ce vrea. Eu vă dau cele mai la îndemână soluții, unele mai dificile, cu casa de chirpici. Altele la îndemână. Ai intrat pe site, pac, ți-ai luat, îl folosești. Sunt oameni care folosesc și se gândeau, Doamne, ce bine ar fi fost să. Au luat pentru copii, și pentru părinți, și pentru... Au obținut deja un nivel avansat de armonizare. Fac față altfel la servici. Îmi dau un somn bun. Ai punctat bun de tot. Totul este măsurabil. Ai un ceas sau un inel sau, eu știu, diverse sisteme de monitorizare a somnului. Perfect. Deja sunt mulți oameni care au venit și au zis, domn, am umplut casa de aparate și nu am avut rezultate. Și eu i-am zis doar atât. Aveți posibilitatea să măsurați. Aveți un ceas, da. Pur și simplu. Începeți să lucrați la somnul care trebuie să-l faceți. Puneți jucăria respectivă, Pisinova, vedeți ce se întâmplă la nivel de ceas. Începeți să nu mai mâncați seara, să nu mai beți prea mult de lichid de seara, să vă liniștiți, liniștiți motoarele de ora 6-7. Începeți să vă liniștiți, să vă apropiați de partea asta, o muzică liniștită, partea spirituală, partea de rugăciune. Și după un timp zic, domnule, am ajuns la 9 sub la de punct, eu eram la 33,5, 33,5. A, deci poți măsura. Da, aveți dreptate, tot ce poți măsura, poți controla. Și asta e. Deci, important.
Cum pot fluctuațiile în activitatea solară să afecteze starea noastră de sănătate și bioritmurile noastre? Pot afecta, de exemplu, când se schimbă fusul orar. Păi 3 săptămâni tot sunt pa, într-o măsură mai mare sau mai mică. Ai prins două schimbări deja, o lună jumătate în care ești pa. Ai schimbarea de vară, de primăvară, schimbarea de toamnă. Apoi, deci, ți-ai dat peste cap bioritm. Când îți dai peste cap ciclul circadian, că bați multă lumină seara și lumină de asta, albastră, ecrane, și dimineața tragi torul. Când ți-ai decalat ciclul circadian, deja motoarele tale nu mai pot lucra performant, la maxim. Ajung și ele la 50-60% din capacitate. Doamne ajută! Dar dacă noi înțelegem că nu ne afectează doar starea de sănătate, ne afectează ceva mult mai important, starea, dispoziția noastră de fiecare zi, că de multe ori te scoli cu fața la cerceafă o dată, de 2 ori, de 3 ori, de 9 ori, bă, frate, da, vine omul și spune, mă, tu ești constipat? Și încep să te întreb, la 10, la 10, la 10, să duci ce curs. Și atunci, tu știi, eu trebuie să-mi reglez, să-mi normalizez dispoziția. Că dispoziția este modul prin care pot să aduc oportunități în viața mea, în viața familiei mele, în viața comunității, țării mele. Aha. Și atunci, da, ai de lucrat. Ai Pișinova, a creat câmpul. Ai Pișivortex, deja ți-ai reinstaurat înapoi prințul, l-a urcat pe tron și din dată lobii frontali se încarcă cu energie, amigdalele scad, zic, se fu să trăiești. E timpul tău și acum e timpul tău. Și noi ne subordonăm ție. Și din dată ai rezolvat și cu ele. Nu mai pe pilot automat. Ai Whisper-ul, ai Pisivagus, ai activatorul celular, toate acestea își fac o viață bună. Și rețineți. Vă spun lucruri pe care le-am testat 26 de ani, 28 de ani, despre care n-am vorbit pentru că mergeam pe ideea deocamdată oamenii se pot descurca. Dar acum vorbesc pentru că mulți oameni sunt disperați și ajung să facă nefăcutele, accidente, Doamne ferește! Și e pericol să las lucrurile să meargă în direcția asta fără să încep să iau măsuri de timp. Un om își sapă fântâna când nu l-a apucat setea. Când a apucat setea, sapă și dă, Doamne, să dai de apă repede ca să poți să te liniștești. Deci, este esențial. Există vreo corelație între expunerea la radiațiile solare și dezvoltarea unor afecțiuni cutanate, precum cancerul de piele? Da, există institute care cercetează acest aspect și au văzut că soarele, de exemplu, acum soarele răsare după 5 jumate dimineața. Cam așa. Până în ora 9-10, soarele e bun. Deci poți să stai, ai de-a face cu el. După 10, stai deoparte. Până pe la 4. La ora 4 din nou poți să ai de-a face cu el. Dar dacă te duci ca păgân și stai toată ziua în soare, vrei te bronzezi, faci insolație, faci, Doamne ferește, multe infarcte, AVC-uri se întâmplă în perioada respectivă. Și tu, practic, îți îmbătrânești pielea, îți îmbătrânești sistemul și da, apar probleme de genul ăsta. Pentru că radiațiile solare de acum nu mai sunt cele pe care le aveam când mergeam cu bunica la mare, cu părinții, anii 60. Ah, era boierel atunci.
Și atunci se spunea, aveți grijă, după 10 jumate, nu stați la soare. Încă un lucru important, Olga. Bunicii mei și bunica și bunicul, până la ora 2 noaptea se trezeau, plecau la munca câmpului. Ajungeau până la 3, 3 și jumate, se apucau de treabă, se crăpa de ziua. Nu era ora schimbată. Deci, se crăpau de ziua. Deci dacă noi vorbim de ora normală, acum zice că după 5 jumate răsare soarele. Dar pe ora normală însemna nu 5 jumate, însemna 4 jumate. A, înseamnă că pe la 3 jumate deja era lumină. Și ce făceau? Munceau până pe la 10-11 și când venea vipia aia de soare, se băgau sub car. Și stăteau până pe la 3-4, până trecea dogoarea. Și pe urmă mai muncei până la 5-6, veneau acasă, aveau grijă de păsări, de orătani, de curte, de astea, ușorul său se ducea la culcare. Era așa? Da! Deci, iată că și în trecut oamenii se făreau. Deci, acum noi avem diverse zone afectate, pături de ozon sparte și avem multe explozii solare. Și avem zone în care pătura de ozon s-a subțiat. Ce este important? Este important să respectăm regulile. Care reguli? Cele pe care vi le-am spus. A, că te duci, nu știu, la ora 2, te duci și te duci, stai un pic la plajă, faci o baie, pe urmă te retragi la cameră, te odihnești, e perfect, e bine. Dacă tu te duci, că nu te scoli dimineața, te duci la 10-11 și stai la soare, nu te prezenți până la 4, după urmă asta nu te miri că ai cancer de piele sau îmbătrânire prematură sau degenerări neurovegetative. Deci, să nu te miri de lucrurile astea. Totuși, ce e de făcut în situația asta? În situația asta, pentru că din cauza problemelor legate de pH, partea parasitară începe să fie abundentă. Ai nevoie de a face de parazitare. De parazitarea, oricum ai face-o, trebuie să înțelegi că sunt 5 etape. Prima etapă este etapa traseului digestiv. Deci încă găsești ceva, gen paraziclist, două capsule, la masă, 90 de zile. E o etapă. Dar șmecherii vor fugi din traseul ăsta, se vor duce în mușchi, în organe. Și atunci ai nevoie de o tehnologie IMOR, PC IMOR, în care tu distrugi acest parazit din organe, din mușchi, și ai scăpat deja de o suprasarcină. Am înțeles. Sunt și faze în care ei, șmecheri, fug mai departe. Intră în oase. Dar până să intre în oase, își găsesc niște unghiuri moarte. Și atunci tu ai nevoie să meni la circulație. Ai unghiul mort, dacă nu l-ai văzut, asta e. E pa. Și atunci ai nevoie să începi să dezvolți propriile tale trupe de comandă. Adică să îți ridici nivelul imunitar prin imunomodulatoare. Un imunomodulator bun, cordicepsul. Ah, deci v-a să zic așa. Da. Următoarea etapă. Intră la nivelul oaselor, intră în oase greu de scos. Atunci folosesc tehnologii de genul plasmatron, adică generatoare plasmatice, plasmă rece, frecvențială, care pot pătrunde prin oase și îi pot da afară. Când unii sunt și mai șmecheri, pătrund la nivel energoinformațional, acolo ai nevoie de practică, de qigong, în special de o tehnică puternică de a scoate afară de la nivel spiritual. Și despre asta învățăm noi în toată luna august, învățăm despre Qigong, despre conectarea cu universul extern,
un nivel de început, conectarea cu universul intern, este următorul nivel, și cum să faci să optimizezi starea de sănătate atât în interiorul tău, cât și la distanță, că în America, că în Honolulu, că nu contează, poți să faci treaba, poți să înveți. Deci, când vorbim de aceste radiații, de aceste corelații, primul lucru, noi trebuie să ne ferim de zonele moarte. Mult timp, mult timp, nu le spun oamenilor, lăsați-vă de fumat. Nu le spun așa ceva. Le spun, oameni buni, puteți să vă lăsați? E perfect. Nu puteți să vă lăsați? Nu e nicio problemă. Măcar evitați zonele moarte. Ce înseamnă zone moarte? Zone moarte înseamnă când organismul este foarte sensibil, adică ia toată toxina aia în plin, 100%. Care sunt acele zone moarte? Ai o oră după ce te-ai trezit, o oră după intimitate, o oră după masă și deja ai o abordare. Mai ai o oră înainte de intimitate, de masă și de somn. În rest, poți să fumezi cât vrei. Nu va fi perfect, dar ai scăpat de 85% din gunoi. Adică cumva poți să supraviețuiești, să fii și cu glana în pod, cu burta plină, e ok. Deci, la fel spun și aici. Și acum le zic. Imor, Pisinova, Pisiuispa, sunt extraordinar de bune aceste tehnologii, puteți să lucrați cu ele. Ultima întrebare. Care sunt potențialele riscuri pentru sănătatea umană asociate cu poluarea sonoră și luminoasă cauzată de activitățile umane și industriale? Pe de o parte, noi vrem să eliminăm această influență subiectivă. Asta se rezolvă repede. Adică ridicăm tonusul vagal, pisivagus, e perfect. Dar, pe de altă parte, noi vrem să localizăm zonele în care efectiv avem de-a face cu acest factor. Dacă suntem acasă, ar trebui în perioada de seară să folosim o lumină mai caldă, care se bază spre gălbui, gălbui spre portocaliu. În perioada de dimineață să folosim o lumină mai rece, ușor spre albăstru, ușor, ușor. Cum era scrobeala la var când se dădea pe pom. Avem nevoie de black box pentru a nu lăsa amigdalele să rămână în prim plan și să genereze, să conducă toată această cohortă de angoase, anxietăți, frici, temeri. Și atunci noi lucrăm cu PC Vortex. Și avem nevoie de ceva foarte important, să antrenăm structura profundă, energo-informațională, anume PC Chakra, chakrele, sunt niște vortexuri care au de-a face cu energia și cu informația. Ele fac trecerea energiei din universul extern în universul intern și invers. Sunt ca niște vortexuri care lucrează și care imprimă informațional aceste energii. De aceea, PC Vortex-ul își permite să măsori care chakre sunt deschise, active. Și nu numai, își permite să reduci chakra, să reîncarci chakra și să o repui în drepturi, adică să o aliniezi, toate chakrele să se rotească în același ritm. Da. Ei bine, bonusul pentru seara asta este că am intrat deja în perioada în care este o luptă de Sisif să mai lupți cu energiile. Da, ai nevoie de toate aceste tehnologii, dar vin vremuri și mai
care ne vor încerca și mai mult. Și atunci noi avem nevoie de o nouă tehnologie, o generație avansată, care acum apară, pentru că era nevoie de ea. Și anume, această tehnologie de PC Empowerment sau PC Infuse. Este o tehnologie care folosește aceste amp batteries, aceste generatoare, aceste baterii de informație. Și aceste tehnologii sunt fabulos, foarte interesante. Nu vreau să vorbesc acum despre asta, pentru că puteți intra pe site-ul nostru și acolo veți găsi multe informații despre această nouă tehnologie. Este ceva cu adevărat altă clasă peste ce am vorbit până acum și efectul este fascinant, pentru că face azi efectul te ține 3 zile. Te duci în zone în care ai de-a face cu oameni toxici, cu oameni dificili și lucrând cu așa ceva, ești pregătit să treci prin toate acele încercări și să vii cu bine acasă înapoi. E ceva foarte interesant, dar poate într-o emisiune viitoare, poate vom găsi un subiect care să se lege de această poveste, pentru că în viitor cineva va reuși să genereze în continuu o informație de bine, de bunăstare, de sănătate, de integritate, de conectare cu Dumnezeu, va reuși să traverseze încercările care vor veni. Sunt multe de spus, dar consider că am vorbit suficient. V-am dat practic foarte mult know-how. Deci v-am răspuns la întrebări și v-am dat foarte mult know-how, pentru că aveți nevoie de aceste lucruri. Și mai ales copiii au nevoie de aceste lucruri. Bunica mea mi-a zis, mă uitam la ea și ziceam, dar de ce ai atâta grijă de copacii ăștia mici? Iar ăștia mari nici nu-i bagi de seamă. Și eu ziceam, și ea zice, ăștia mici, pomii ăștia sunt ca un om, e ca un pom și pomul e ca omul. Și de tine am avut grijă când erai mic, 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 până să mergi, până să înveți să mănânci, până. Ei, acum că te-ai mai înălțat și tu, îți vei singur de grijă. Deci, trebuie să fim îngăduitori cu copiii noștri, dar trebuie să fim constanți în menținerea calității informației. Discutam noi înainte de emisiune despre acest aspect. Da, mă străduiesc să mențin calitatea informației și să vin mereu cu lucruri cu adevărat folositoare, cu adevărat interesante, cu adevărat ușor de folosit. Și mă întâlnesc cu oameni cărora viața lor s-a schimbat. M-au cunoscut în 85-86. Atunci ajutam un om, îi spuneam, uite, ia ceaiul ăsta, de 3 ori pe zi, 2 ori de zile, gata, ai rezolvat. Dar acum, trebuie să-i spun, stilul de viață, exerciții, mișcări, aparatură, mâncare, deci lucrurile au devenit mult mai complexe. De aceea, trebuie să avem o înțelegere față de copiii noștri, dar să înțelegem că atunci când învățați și se ceartă cum să ne creștem copiii, uitați-vă cum face natura. Cum face natura? Cum își cresc animalele puii? Și atunci veți înțelege că nu suntem departe. De aceea, în Tao, e o vorbă frumoasă care spune așa. Când oameni din jurul tău se contrazic, privește natura care singurul răspuns viabil pentru tine, care de milioane de ani funcționează și încă multe milioane de ani o să funcționeze. Deci, iată că sunt întotdeauna soluții. Da. O emisiune foarte frumoasă, foarte interesantă, Adrian. Aș vrea să spun o singură întrebare. Cum și când se pot întâlni prietenii noștri cu tine? Când mai ai un seminar? Când mai ai... Da. Voi avea un webinar în 23 iunie,
la ora 19, pică tot așa, duminică seara, dacă nu mă înșel, cred că așa este, 23, da, duminică seara, ei tot așa se pot înscrie, intrând pe site-ul nostru, magazinul, și acolo pot să-și cumpere biletele, vor primi link-ul de conectare în săptămâna respectivă și vor avea acces 6 luni de zile la înregistrare, în care ei vor putea folosi această învățătură extraordinară. Și spun învățătură extraordinară în sensul că dacă primul webinar a fost despre trecerea de la stres la vitalitate și oamenii au avut efectiv succes mare cu practica, mai ales că având practica asta zi de zi, ei pot face dimineața sau seara sau când au timp. E bine, al doilea webinar despre protecție a fost, cum să spun, s-au dublat numărul de participanți și oamenii au fost super mulțumiți. Și atunci, în această situație a noastră, noi vom învăța cum să îți recuperezi și să-ți fortifici puterea creierului prin metodele taoiste interne. Adică, creierul, sănătate și putere. Ăsta este titlul webinarului. Și este un lucru care va aduce multă, multă bunăstare în viața omului. Acum, pentru că m-ai întrebat și pentru că astă seară cumva m-ai provocat să vorbesc foarte mult despre cum să facem față la diverse situații, mi-a venit în minte o idee extraordinară și anume să creez niște webinarii. Uite, webinarii, PC webinar. PC webinar în care să am întâlniri cu oamenii care și-au cumpărat aparatele și vor să învețe efectiv, să practicăm împreună, adică să pot să le transmit această practică. Cum lucrez eu cu aceste aparate? Cum practic eu cu ele? Să le pot răspunde la întrebări. Și eu cred că genul acesta de webinarii, PC webinar, va fi un mare ajutor pentru toți. Bineînțeles, cei care au aparate vor avea niște avantaje, cei care n-au pot să vină și ei să participe, nu e nicio problemă. Deci vor veni și vor vedea și vor auzi și vor vedea, auzi întrebările care se pun, pentru că se pun multe întrebări, la care, monoman, într-o emisiune publică, n-aș putea să răspund. Și tu ai avut acces la genul ăsta și ai putut să vezi acest webinar, ai putut să vezi aceste întrebări, ai putut să vezi efectiv cât de complexe erau întrebările și destul de dificile și trebuia să le răspund în așa fel încât să poată să pună în aplicare. Și asta a contat mult pentru oameni. Și da, va fi un pas mare cu PC Webinar, va fi un ajutor extraordinar în sensul că voi lucra cu oamenii luând pas cu pas, situație cu situație. Și în acest mod, oamenii vor primi un ajutor și mai mare în această direcție. Când eram mic, căutam aparate. Și un unchi de-al meu mi-a spus ceva. Nepoate, nu aparatele sunt importante. Și profesorul care stă lângă aparat, care te va învăța să-l folosești pentru a-ți descoperi tu înțelegerea ta privind viața. A trecut ca fulgerul pe lângă mine atunci. Pentru că în anii 70 și ceva eram micuț, nu știam multe lucruri, dar eram interesat. Apoi anii 80 și am avut o surpriză extraordinară. În 1986 am vizitat electronica industrială și eram interesat să văd aparatele care se făceau atunci. Miostim, Teraștim,
Erau primele aparate care foloseau tehnologie Ryodoraku, adică măsurarea punctelor, citirea lor, încadrarea în ce situație ar fi, cam care ar fi problema de sănătate a omului. Și atunci am auzit prima dată de un om care se ocupa de toată povestea asta, directorul de atunci, și indirect am avut ocazia să-l cunosc. S-au trecut mulți, mulți, mulți ani. Aproape uitasem. Și acum câteva zile m-am trezit că a venit la mine. A venit la mine și a zis, uite, te-am văzut, v-am văzut la online și mi s-a părut extraordinar că, deși a trecut atât de mult timp, continuați să vă ocupați de aceleași lucruri. Și atunci am deschis dulapul și am arătat un aparat cumpărat în perioada aceea care se numea TeraSteam. Și a rămas așa impresionat și a zis, cu adevărat sunteți pasionat de ceea ce faceți și credeți și mai mult în ceea ce faceți. Și l-am ajutat să-și pună la punct problemele, deși acum avea o vârstă înaintată, se ținea foarte bine. Mi-a plăcut foarte mult tonusul mental pe care îl avea și ce frumos vorbea despre echipa de cercetare de acolo și câte lucruri minunate făceau. Deci, iată că ne întâlnim după atâția ani, aproape 40 de ani. Da, este o direcție pe care merg. Direcția asta legată de aparatură, de aparate și este o oportunitate să particip la un webinar pentru că afli lucruri la care acum nici măcar nu te gândești. Iar vis-a-vis de tabere, sunt ultimele locuri care au mai rămas, probabil că se vor epuiza destul de repede, dar dacă vă interesează, da, scrieți și înscrieți-vă în tabere acolo unde mai sunt locuri, că e aproape gata. Mulțumesc mult pentru seara asta și țin să-ți mulțumesc și efectiv apreciez calitatea întrebărilor pentru că văd o pregătire din ce în ce mai mare vis-a-vis de calitatea emisiunilor, vis-a-vis de ceea ce vrem cu toții să oferim oamenilor. Vrem să oferim calitate, vrem să oferim această intrare în realitatea prezentă. Și vrem să oferim o rezolvare, o soluție la problemele cu care oamenii se confruntă. De aceea, trebuie să spun că ultimele emisiuni au fost fantastice, fantastice. Eu îți mulțumesc. Într-adevăr, specialiștii, oamenii care caută valori, apreciază. Deci, este o valoare fără niciun compliment, fără nici... Efectiv, văd această străduință în perioada când oamenii merg pe ideea, las că merge și așa și nu contează că omul oricum nu știe. Nu. Și asta trebuie apreciat. Adică chiar face o treabă extraordinară. Eu îți mulțumesc, Adrian, îți mulțumesc tare mult pentru atâta informație. Sper că v-a fost și dumneavoastră de folos. Eu sunt convinsă că fiecare dintre noi vom extrage de aici exact ce ne interesează și vom reuși să ne construim o stare de bine, pentru că asta dorim cu toții. Până săptămâna viitoare, vă doresc să aveți fericire în suflet și putere în trup, să treceți cu bine peste săptămâna ce vine, să ne revedem sănătoși. Mulțumesc tare mult, Adrian, o seară frumoasă! Mulțumesc mult, Doamne ajută, numai bine tuturor. Doamne ajută! Foarte important, am uitat să spun, acest imunocup, credeți-mă, scoate metalele grele, pentru că e imposibil, toți avem metale grele, că se pune o grămadă de chimicale pe legume și alea intră în organism. E verificat pe mine, credeți-mă, când îmi fac analizele, că se face și pentru așa ceva eu nu am. Nu am, dar am avut în timp. Am avut, pentru că e imposibil să nu ai. Toate sunt cu pesticide, toate acum nici nu se mai fac decât cu tot soiul de îngrășăminte. Ar trebui să cumpere toate.